Vreți să cumpărați produse la prețuri extrem de mici? Atunci trebuie să știți că Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești vinde marfa pe care o confiscă. Produsele comercializate astfel sunt mult mai ieftine, iar oferta este cât se poate de bogată. Puteți găsi absolut orice, începând de la detergenți, lingerie intimă, mașini, animale vii, băuturi alcoolice, pietre prețioase, orice, orice. Carburanți, mai ales în ziua de astăzi. Tentația este foarte mare, în speță de unde se pot face bani foarte, foarte ușori. Prin eludarea legii. Astfel, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești vinde detergenți, haine, alimente, dar și mașini sau case. Toate produsele sunt postate pe site-ul Ministerului de Finanțe Publice. 1. Pentru persoanele fizice de larg consum, începând de la orice tip de produs care poate fi utilizat în gospodăria proprie. 2. Angro. Vorbim de hectolitri, sute de mii de hectolitri de băuturi alcoolice netimbrate sau neaccizate până la data prezente, care au intrat în patrimoniu și în proprietatea statului. 3. Sunt acele bunuri, metale prețioase, pietre prețioase, care se comercializează numai către persoane autorizate în vederea comercializării astfel de bunuri. Produsele sunt vândute fie prin magazinul din Ploiești sau depozitul din Filipești de Pădure, dar și prin licitație. Produsele care fac obiectul vânzării către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, au ca bază, în principal, confiscările de către instanțele judecătorești și ale colegilor de la DICOT și nu numai. Pentru a ajunge în aceste magazine, ele trebuie însoțite de o decizie definitivă și irevocabilă a instanței. Prețurile sunt stabilite de o comisie din care fac parte reprezentanții ai poliției, ai fiscului, ai OPC-ului și ai primăriei.